Încă în timpul verii și nescăpați de istovitoarea caniculă, unii dintre noi devenim purtătorii de griji în plus pentru soarta propriilor animale în perioada cu temperatură extremă, fie ele păsări de orice fel, animale de companie, cornute mari sau mici, ori animale folosite pentru muncă, tuturor acestora, funcție de specii, trebuie să le asigurăm câteva condiții la vreme de caniculă, ne precizează reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și de Siguranța Alimentelor Giurgiu. În primul rând, să vorbim de animale care sunt folosite la tracțiune, deci la muncă. Acestea au un regim puțin mai aparte pentru că în raport de temperatura de afară ar trebui să se stopeze, să fie adăpostite la umbră, să fie adăpate și în perioada de caniculă mare să nu mai facă efort. În al doilea punct de vedere ar fi cel din ferme, în raport de speciile pe care ferma are ca specific, iar la fel se asigură un microclimat, un debit de apă suficient de mare pentru a putea satisface necesitățile. Pentru cei care se ocupă cu apicultura, grijile sunt de aceeași natură ca și în cazul altor animale. Este să intrăm în mai multe amănunte și la albine, iar la fel albine care sunt la ora actuală văd de mare pondere la noi în județ, trebuie asigurat un necesar de apă mult mai mare față de perioadele celelalte ale anului. Neasigurarea unor condiții minime pe timpul caniculei pentru animalele deținute poate pune viața acestora în pericol sau poate schimba comportamentul viețuitoarelor, a mai precizat Ștefan Mitran. Atâta timp cât sunt expuse la soare, vă dați seama că și ele vor deveni puțin mai agitate pentru a căuta locurile de umbră, locurile de refugiu. Deci acesta e raport de specie și nu înseamnă că au comportamente furioase, comportamente care să pericliteze viața crescătorilor, a stăpânilor.